Prefectul de Gorj spune că a stabilit întâlniri cu sindicaliștii din învățământ, care se află în grevă de 2 săptămâni, dar recunoaște că nu poate negocia cu reprezentanții dascălilor. Întâlnirile se limitează doar la a le asculta doleanțele și a-i ruga să fie calmi. Negocierile se poartă la guvern, unde au fost deja înregistrate mai multe eșecuri. Astăzi urmează să luăm legătura cu reprezentanții sindicatelor și să stabilim o discuție, sper că tot în cursul zilei de astăzi, ca să vedem noile solicitări, pentru că cele care s-au fost prezentate săptămâna trecută deja sunt, să zicem, expirate. Și vom vedea noile solicitări și cum suntem foarte preocupați să vedem cum continuă negocierile direct cu guvernul. Dumneavoastră, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, ce mandat aveți? Adică ce puteți să le promiteți sau ce puteți face pentru ei? Din păcate știți că negocierea, cel puțin partea financiară, este una purtată direct cu reprezentanții guvernului, adică ministrul educației, cu domnul prim-ministru, cu ministrul finanțelor. În acest punct de vedere pot doar să centralizez informațiile, să am o discuție cu ei, să vedem că protestele se desfășoară într-un mod pașnic și nu generează alte probleme. Și să pot să fac apel la calm și la bună înțelegere. Sindicatele din educație au refuzat de mai multe ori ofertele guvernului, deși executivul a majorat prin ordonanță salariile, în ciuda împotrivirii protestatarilor care cer măriri de 25%.